în aceste momente de la incendiul de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași și le vedem chiar în aceste momente pe ecran. Haideți să le urmărim. Suntem aici. Vă reamintesc că este un incendiu la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. La 112 a fost anunțată această informație, a fost anunțat faptul că sunt degajări de fum și în aceste momente nu suntem foarte lămuriți dacă avem și flacără sau sunt doar degajări de fum. Se fac evacuări ale pacienților de la etajul 5 în aceste momente și vedeți Antena 3, o echipă Antena 3 a ajuns chiar în aceste momente acolo și vedeți imagini în direct. Nu știm deocamdată cauza, nu știm dacă sunt victime, dacă avem persoane rănite sau transportate la spital și, repet, nu știm dacă este și flacără sau doar degajare de fum. Însă revenim imediat după o scurtă pauză de publicitate cu imagini de acolo și vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă.